Ambassador Chaudhry, Minister Bumukov, who should be here soon, volunteers, trainees, and Peace Corps staff. Domnule Ambasador Chaudhry, domnule Ministru Bumukov, care trebuie să se apropie de noi în câteva clipe, stimați voluntari, angajați, dragi prieteni. Thank you for coming here today. It's my great pleasure to kick off this 50th anniversary celebration of the United States Peace Corps in the world and 18 years of the United States Peace Corps in Moldova. Este o plăcere deosebită pentru mine ca să dau startul aniversării de a 50-a aniversare a Corpului Păcii în lume și 18 ani, aniversarea 18-a a prezenței Corpului Păcii în Republica Moldova. We're here today to celebrate a great legacy of volunteer service around the world in 139 countries. And 18 years of service with 1,000 volunteers serving here in Moldova. Suntem aici să sărbătorim 18 ani. Suntem aici să sărbătorim 18 ani de serviciu în Republica Moldova. In the park with us here today, we have over 80 United States Peace Corps volunteers and over 50 Peace Corps trainees. În aici în parc cu noi avem peste 80 de voluntari ai Corpului Păcii și peste 50 de cursanți ai Corpului Păcii. Each one of these people has chosen to give up 2 years of their life to leave their homes, to leave their families, to leave their communities, to leave their jobs, to come to Moldova to promote world peace and friendship. Fiecare din acești voluntari au optat să renunțe la casele lor, la traiul pe care îl duceau pentru a veni aici și aș dedica 2 ani de serviciu pentru prietenie și dezvoltare în Republica Moldova. Each and every one of them is truly an amazing person. And I encourage people in the park today to look for these white polo t-shirts and walk up to our volunteers and trainees and get to know them. They're here to meet you. They're here to work with you to make Moldova a better place. Și vă îndemn pe toți voi care sunteți prezenți aici să vă apropiați de toți acești tineri care au maiourile pe care le vedeți albe. Fiecare din ei sunt aici pentru a face cunoștință cu dumneavoastră, pentru a vă cunoaște mai bine. Over the past 50 years, there have been over 200,000 Peace Corps volunteers serving in 139 countries, and 1,000 of them have served here in Moldova. Each one of them has made this 2-year sacrifice. În ultimii 50 de ani, peste 200.000 de voluntari au servit și au făcut serviciu în toată lumea, dintre care peste 1.000 din ei aici în Moldova. Și care din ei au făcut opțiunea să sacrifice o parte din trai pentru a trăi aici în Moldova. It is this sacrifice and the successes that have been found through these sacrifices that we honor here today. Este prin acest sacrificiu și succesurile care le-au avut că noi vrem astăzi să-i onorăm aici. Throughout the day we'll have several speakers and it's my great honor to introduce most of them to you. The first speaker after me will be the Honorable Asif Chaudhry, United States Ambassador to the United States Ambassador of Moldova. Astăzi vom avea mai mulți vorbitori, dar primul pe care aș vrea să-l prezint astăzi este domnul ambasador Asif Chaudhry, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. So please join me in welcoming Ambassador Chaudhry up on the stage for his opening remarks at this 50th anniversary event. Thank you for being here.